Astăzi a avut loc prima probă scrisă din sesiunea de toamnă a bacalaureatului. La proba de limba și literatura română, elevii au avut de redactat un eseu în care să vorbească despre tema și viziune despre lume într-un text poetic. După ce săptămâna trecută elevii au susținut probele de competențe lingvistice, de comunicare orală, dar și competențele digitale, prima probă scrisă a examenului de bacalaureat 2016 din sesiunea de toamnă a avut loc astăzi. În județul Sălaj s-au înscris la această probă 293 de candidați și au fost prezenți 247. La proba de limba și literatura română, elevii de la profil uman au avut de redactat un eseu în care să vorbească despre tema și viziune despre lume, într-un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi sau al lui Ion Barbu. Pe de altă parte, subiectul dedicat elevilor absolvenți de profil real a presupus tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga sau Nikita Stănescu. Candidații vor susține marți proba scrisă la limba și literatura română, în timp ce miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului istorie sau matematică. Pe de altă parte, proba la alegerea profilului va avea loc vineri 24 august. Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 august 2016, urmând ca eventualele contestații să fie depuse în aceeași zi, între orele 16 și 20. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor deveni publice în cursul zilei de 1 septembrie 2016. În județul Sălaj, atât probele orale cât și probele scrise se desfășoară la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, Zalău, unitate de învățământ care este deopotrivă centru de examen și centru zonal de evaluare.